Bine ați venit la Clagemaua TV! Copiii nevaccinați sunt mai sănătoși. Pentru prima dată s-a reușit pe baza unei cercetări științifice din date nevalorificate a unei autorități federale să se dovedească faptul că vaccinarea provoacă daune permanente sănătății. Cunoscuta critică a vaccinării Angelika Köhler-Schautz a valorificat datele Institutului German Robert Koch și a ajuns la concluzia că există o legătură între vaccinare și pagube în sănătate. Și acest lucru nu mai poate fi negat. Un chestionar al părinților, critici ai vaccinării, confirmă acest rezultat. Copiii nevaccinați sunt extrem de sănătoși și deschețați. Boli ale copilăriei apar răsleți, dar trec de obicei ușor. Urmări grave, cum ar fi meningita, nu au fost enumerate. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou!